incursiune istorică în arta educației, unde vor fi evocați domnitori creștini, dar bineînțeles avem un moment lăsat pentru final, dedicat Sfântului Ierarh Antimi Vireanu, ocrotitorul Râmnicului. Ne aflăm aici de la invitația, vă aflați aici la invitația Înalt Preasfințitului Părinte Varsa Anufie, care a binecuvântat acest eveniment și care se bucură că mereu Curtea Arhiepiscopiei se umple de tineri. Așadar, cum în județul nostru sunt multe școli care în această săptămână au activități extrașcolare și noi, Arhiepiscopia Râmnicului, Înalt Preasfințitul Părinte Varsa Anufie, v-a invitat aici pentru unde în colaborare cu Asociația Părinți pentru Ora de Religie și cu și în cadrul parteneriatului cu Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea, avem acest moment frumos al elevilor de la Colegiul de Silvicultură. Invit de asemenea pe doamna inspector de la Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea, Roxana Croitoru, să ne spună și dânsa câteva cuvinte. Stimați invitați, preacucernici părinți, dragi elevi, am deosebită onoare să mă aflu astăzi aici, alături de dumneavoastră, împreună cu colegii mei inspector școlar, de la Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea, pentru a participa la această activitate desfășurată cu binecuvântarea preanaltului Părinte Varsa Anufie, Arhiepiscopului Râmnicului. Și aș dori să vă prezint câteva aspecte ale acestei activități care se derulează datorită parteneriatului existent între Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea și Arhiepiscopia Râmnicului. Activitatea de astăzi își propune o incursiune istorică în arta educației creștine pentru a promova valorile creștine, literare și istorice ce caracterizează identitatea noastră națională și o definesc în spațiul cultural european actual. La această activitate participă de asemenea Asociația Părinților pentru Ora de Religie, care se află astăzi aici, alături de noi. În acest sens, avem elevii de la Colegiul de Silvicultură și Protecția Mediului din Râmnicu Vâlcea, care vor susține astăzi pentru dumneavoastră o piesă de teatru. Aceștia au fost coordonați de doamna profesor Alina Țăpescu, secretar al Asociației Părinților pentru Ora de Religie din Râmnicu Vâlcea, și vor evoca domnitor român, creștin, iubitor de cultură și spiritualitate, Ștefan cel Mare, Mircea cel Bătrân, Matei Pastarab și Constantin Brâncovean. Dragele, în numele Inspectoratului Școlar Județean și al doamnei Inspector Școlar General Andradică, vă urăm succes în activitatea de astăzi, precum și în activitățile ulterioare, extrașcolare, cele veți desfășura.